date cu dispoziția articolului 39, aliniatul 1 din legea numărul 215/2001, a administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul Local al Comunei Curavăi în data de 25 iunie 2019, ora 9, în sala Căminului Cultural Curavăi, la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Curavăi, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoutilitarea Volkswagen și modul excavatorul MST, intrate recent în patrimoniul Comunei Curavăi, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire, clădire administrativă în satul Bucești, Comuna Curavăi, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire, cămin cultural în satul Dumbrava, Comuna Curavăi, județul Bacău. Restul, deci o parte din 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Curavăi, județul Bacău, la investiția alimentare cu apă, localitatea Curavăi, Comuna Curavăi, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Curavăi, județul Bacău, atestat prin hotărârea Guvernului numărul 1374/2001, anexa numărul 38, cu modificările și completările realizate prin hotărârea de guvern numărul 302/2012, drumuri locale. 6. Proiect de hotărâre privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Curavăi, județul Bacău. 7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția amenajare lucruri sanitare la școala gimnazială, sat Dubrava, Comuna Curavăi. Și 8. Diverse. Cine prezintă proiectul hotărârii? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici, construire hidro administrativă în satul Mocotești, Comuna Curavăi, județul Bacău. Se propune, se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Construire hidro administrativă în satul Mocotești, Comuna Curavăi, județul Bacău, conform anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ce ar vrea să menționez? Avem aprobat odată bugetul și valoarea pentru această clădire. În urma faptului că nu ne încadram în sumele de bani pe care nu mai le aveam, s-a diminuat cu panouri fotovoltaice, o sumă de 20 și ceva de milioane. În sensul că, la o gândire așa mai tehnică, chiar și proiectată, ne-am gândit că dacă nu pe acea clădire punem panouri fotovoltaice, la un moment dat am continuat de adăugăteată, că acolo avem pozitare de bază, de spargere, de strică și nu cum avea și te pun și bani degeaba. În principiu, consider că se justifică acest proiect de hotărâre și se diminuează valoarea investiției cu valoarea panourilor fotovoltaice care erau prinse în primul proiect. Dacă ne-am gândit, domnule, să mergem și pe partea de energie verde, da? Gândiți-vă totuși că Motocești este un sat cât de cât. Bun, descriște. Nu. Bun la urmă, punctul 2. Cine este pentru?
Vreau să mergem domnul Potar, ce va da. În funcție de legislație. Da, da. Trecem la punctul 3. La punctul 3. Avem o proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-ecologici pentru obiectivul de investiții, construire căminului rural în satul Cutrava, Comuna Cutravului, pentru Bacău, rest de executat. Având în vedere noile reglementări, s-a făcut reactualizarea cu manoperă, deci exact ceea ce spune legea, da? Cu valoarea pe manoperă, pe și pe legea salarizării, practic legea salarizării. Cât mai avem? Cât ar trebui să termină? Valoare finală? Mie nu știu, ce miliarde de euro? În termen mai popular, așa să înțelegem și noi. Domnul Corta, vă explică. Noua valoare a revizului general este de 519.385,56 lei. Cu acești bani ar trebui să se finalizeze investiția. În continuare, conform contractului cu DMCO, s-a cam expirat contractul. Dar să reluăm procedura din trebuie, expertiză, o nouă autorizație de construcții, în acest sens aș propune față de proiectul pe care nu s-a specificat, adăugarea unui articol în care să prelungim valabilitatea contractului cu un act adițional, ca să poată DMCO să finalizeze investiția. În fază în care schimbăm constructorul, o să ajungem în nici 2 ani de acum acolo cu organizarea licitației, cu noi se plătează la achiziții directe, să dăm la constructor. Da, ei vor să vină să fie. În principiu, o discutat domnul primar cu domnul director din Vata de Luce, vor să continui ei lucrarea, dar numai că nu mai sunt în termenii contractuali, s-a finalizat contractul. Deci aș propune introducerea unui articol 2 care să prelungim valabilitatea contractului dintr-un alt tradițional până la data de 30.04.2020, un an de zi. Ca să poată și noi să termine lucrarea, să nu mai schimbăm constructorul. În cazul în care schimbăm constructorul, trebuie să reacționăm toată procedura, inclusiv autorizația nouă. Iar trebuie să aducă gardul la deci se face un microfonal. Da, cel mai bine. Face un adițional. Ca să prelungim valoarea contractului și ca să aprobăm noi indicatori pentru restul de executat. Suntem în același act adițional. Și valoarea nouă la rest de executat și prelungirea valabilității contractului la 30.04. Deci este ca o propunere. Nu este trecut prelungirea valabilității contractului în proiectul de hotărâre. Conform legislației vigoare care este, cea mai plauzibilă propunere este ca să prelungim autorizația de construcție încă 12 luni. Este o propunere care vine din partea contractului, care este cea mai corectă. Altfel, riscăm să luăm toate procedurile la început. Propun și cei care sunt de acord ca să facem acest act adițional și să prelungim contractul ăsta, autorizația de construcție încă 12 luni. Contract. Ca să nu mai umblăm la altă. Cine trebuie să-i supuneți la vot cu amendamentul ăsta care l-ați spus. Prima dată supunem la vot dacă sunteți de acord cu amendamentul care e propus domnului. Prelungirea autorizației. Un an de zile. Da. Și acum pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Să menținem cu amendamentul. Da. Inventarul instalației de alimentare cu apă, Cura Băi, Pătrășcani.
Știți foarte bine că avem și probleme cu aceste mituri alimentare cu apă. Vă pot informa că abia ieri, deși era hotărâre de Consiliul Local, domnul Marco, abia ieri, nici nu l-a dat el, dar prin contabil, o trebuie să o primire la petiția pe care fata, pe care nu a putut să administreze acest. L-a dat într-o plasă de un leu, câteva hârtii acolo. Haideți să intrăm în un proiect de hotărâre. Discutăm despre aceste mituri de alimentare cu apă și același instalația de alimentare cu apă. Da, am înțeles, vrea să poate vă grăbiți, eu n-am face să vă grăbesc, că asta e pentru. Vă rog să nu mai întrebeți, că iau cuvântul, da? Măcar din respect că-s mai în vârstă ca dumneavoastră. Și în afară de asta sunt primarul cu mâini bună. Băi, care a făcut proiect de hotărâre, am muncit pentru ca să fie să-l prezint aici. Efectiv, pentru predarea acestei instalații, o trecem în inventarul comunei, cu fișe de magazie pentru fiecare instalație în parte, atâtea cămine, atâția hidranți, atâtea rezervoare, atâtea liniare, atâția kilometri de conductă, de fii 70, de fii 90, de fii 20. Da. Acest inventar este obligatoriu să trecem prin hotărâre de Consiliul Local, pentru că este patrimoniul al comunii. Asta este simplu și toate astea. Actele le aveți în spate cu inventarul, cu fiecare piesă din această instalație făcută cu proiectantul dirigente de șantier și această instalație se va preda la CRAP, exact cum am discutat. Este pasul, următorul pas care duce spre preluarea acestui serviciu de alimentare cu apă de către CRAP Bacău. Domnul Cărin, vrea să ia cuvântul. Referitor la acest inventar, doar de fapt dumneavoastră acum nu faceți decât reinventarierea, pentru că dacă stăm și că din momentul când dumneavoastră l-ați predat administratorului, mi-aduc aminte că a fost toată inventarul. Dumneavoastră acum nu faceți altceva decât verificați ceea ce există și dacă mai există sau dacă nu există. Pentru că eu prea din inventarul ăsta este în magazia și în custodia primării a proprietarului. El a fost ca investiții alimentare cu apă, dar nu a fost detaliată după cerințe din CRAP-ul. CRAP-ul vrea într-un anumit format să preia această investiție. Dacă nu respectăm formatul lor, ei nici nu vor să uite pe inventar. Deci, avem noi am actualizat inventarul la alimentare cu apă conform cerințelor CRAP-ului. Noi trimis ei modelul vinerea trecută când a venit comisia. Noi, împreună cu proiectantul, am luat fiecare obiectiv prin investiții și l-am trecut în listele din inventar, conform cerințelor CRAP-ului. Dacă nu facem un ei, nici nu se uită la listele din inventar. Și acum trebuie să mergeți prin el. Să identificați? Să identificați. Toate au fost de la serviciu, au fost numele din inventar, au fost scris cu vopsea, branșamente, da, ce e acolo. Vă lăbuim. Ce se vea? Ce se mai scrie la vot? Deci, pun la vot. Punem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Unde era activitatea? Trecem la punctul 5, nu? Da. Proiectul de hotărâre, care este dat constitutul lor care aparțin domeniul public al Comunei Brâncoveni, adicat în datăvârirea de guvern 1374 pe 2001, anexa 38, cum a fost de hotărâre. Asta, dacă dat de precondere de guvernul 32 din 2012. Asta, nu faci. V-am înaintat ca să ia ordin de ministru 1736 din 15.05.2019, în care la listă sinteza obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului lucrări de primă urgență pentru grupuri locale și comunale, la ordinea 10 este trecută comuna Gura Voiei, 3,83 de kilometri, reabilitare drumului local în satele Gura Voiei, temelia Capta Dumbrava, comuna Gura Voiei, de Bacău. Avem aici și o listă a drumurilor care se vor asfalta, canale, bușanturi, cu rigole, tot ce înseamnă. Avem așa, drum sătesc, Gura Voiei, între drumul județean 119, Apostul Ioan Cucurică Emil pleacă de lângă casa parohială la Prâncul Muraru de acolo, pe lângă biserica din jos, la Maria, la Macica Bota, spre la Oșteanu, sus, pe la Rușet și până la
Turturică. În temelie avem toate trei ulițele, anumite porțiuni, pleacă de la drumul județean și fiecare uliță din aia are o anumită lungime, una de 300 de metri, 200-650 de metri. În satul Dumbrava, de la Dejem până la Tiron Marcel. Tot în satul Dumbrava, deci e 111 cer, Roiță, Bărcăceanu, 0,7 km. Nu-i trecut, nu-i trecut de aici. Se trece de acolo. Nu-i trecut aici. Aici avem deci 119 Tiron Marcel. O secundă. Și la cimitir, atunci. Asta e pentru, deci, să poată să facă intabulare. S-a făcut acest proiect, nu s-a făcut indicator la asta. Deci DC111C, porțiunea de sfârșit pe Dumbrava, între Bărcăceanu, există carte funciară. Astea sunt făcute să putem intera cărțile funciare. Deci un listul de focus, cărți funciare. Da. Deci nu avem treabă cu indicatorii aici. Aici e pentru a se putea intabula aceste drumuri. Da. Că nu sunt. Nefiind intabulate, nu poți să pleci la certificat de urbanism, la autorizație de construire, la obținere de drumuri. Încă aici e o problemă, dacă mi se permite, domnul președinte și domnul. La perioada aici, unde spune satul Dumbrava între 119 și Tiron Maricel 0,6, în Zăvoi, știu ce este vorba, este și domnul Chiriac acolo pe stel. Dacă noi, când am aprobat acum o jumătate de an, când am făcut acel extindere de intravila, că s-a făcut domnul Hărtă. Da, avem intravila. Așa, o secundă. La acești oameni acolo ar trebui să ne ducem măcar cu balastare. Dar trebuie făcut și la Chiriac. Acolo eu trec la două zile, trec pe acolo și vă dați seama că până într-o zonă e bine, de la un moment dat, ăla săracu are probleme. Să faci până la pot, o să faci până la cea. Nu, o secundă, nu-i vorba că prin asta, nu discut problema asta. Problema este că trebuie pietruit acolo în zona aceea. Vă dați seama că niște găuri acolo sunt de mari și luați, măsură, tot discutăm de drumuri acolo. Lasă-o la diverse pe ea. E drumul ăsta și tot stânde. Răspuns, da. Deci, se vor face 0,6. 6, spune aici. 600 de metri. 600 de metri se asfaltează prin proiectul ăsta, da, prin spații de urgență, iar diferența o facem cu utilajele noastre, că rămân întâi din Zăvoi, Piața de Aia Mare, că e aproape, cu utilajele, două cuve scavatoare, unul în cartă, unul nivelează, și punem sort, compactăm și punem sort. Asta este soluția ca alta, nu, ca să fie clară treaba. Prin situații de urgență, se dă doar ce a fost trecut în raportul operativ al Comisiei pentru situații de urgență, ce a fost prins de către Comisia de la Prefectură. Nu stă nimeni în plus, că pe urmă dăm bani înapoi ca la drumul la rotul. Hai, ce să mai scrie acum? Știți despre ce-i vorba la rotul? Bun la vot. Bun la vot. Cine este pentru? Sunteți de acord? Nu, să facem continuu, dar nu trebuie să nimic cu motocești, să vorbim voi de așa ceva. La diverse discuția asta. Așa, trecem la punctul 6. Proiectul hotărâre privind propunerea de identificare a conceptului local al comunei Bunăvoie, județul Bacău. Ia să-i comodăm. Deci, prin două adrese, de sosit de la școală, inspectorată școlară, îi se aduce la cunoștință sau ocupat prin hotărârea de guvern 353 pe 2019, două sume pentru grupurile sanitare de la școala gimnazială Dumbrava, comuna Buravoie, 135.000, și grupurile sanitare de la școala gimnazială Sartemeria, comuna Buravoie, suma de 89.000. În acest sens, inspectoratul ne solicită rectificarea bugetului local și includerea acestor sume în vederea realizării de acestor două investiții. Proiectul de hotărâre propune includerea sumelor respective și modificarea listei de investiții în sensul includerii pe lista de investiții a celor două obiective. 135.000 școala de Brava, 189.000 grupuri de sanitare de la TNL. Aceste sume provin de la inspectoratul școlar. După aprobare se vor încheia contractele și în respectiv se vor solicita sumele din execuția de lucrări prin transferul de la inspectorat către unitatea de administrativă. Deci o să urmeze în continuare. Aveți un proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici la grupurile sanitare de la Dumbrava.
Și o să urmeze, nu avem gata încă, un proiect privind indicatorii tehnico-economici la grupurile sanitare de la școala Tenelia. Ăla e în faza de studiu, încă nu-i gata, nu-i gata de vizul general, urmând ca în funcție de când gătește proiectantul de vizul general, să-l spunem și până la aprobării Consiliului Local. Cam atât cu primul. Da, mulțumim, dar scrie ceva cu... Să-mi trebuie, domnul secretar, cu dedicație, cu dosarul ăsta a făcut că nu am această hotărâre, nu am această... Domnul Zahar, hai! Deci acum noi la banii ăștia cheltuim de la Ministerul de Învățământ. Problema este că 400 și ceva de milioane care i-am dat noi și noi am alocat niște bani. Suma... Deci sunt întâmplă la noi. Am alocat niște bani. Deci suma... Ca prin hotărâre sunt alocați. Mulțumim inspectoratul ăștia, da? Și ministerul învăță, care dă și spunem toată lumea, mulțumim că am primit, nu spunem Doamne ia, spunem Doamne dăm, cu banii care vor prin UNICEF facem terenul de sport tot la Dumnezeu. Adevărul e că PSD-ul dă, pe partea. Deci, cu, da, sunt bucuros, de ce nu ne-a dat mai mult, poate ne dă să ne trebuie. Vădă, că la Dumnezeu. Ne dă, Doamne, deci, deci, uite, gata, Doamne, dar prima precizare, suma de 42.000 aprobată în ședința de buget al Consiliului Local se va redirecționa începând cu data din 1 a 7 la obiectivele de investiții care o să facă. Da, supun la vot proiectul de hotărâre, ce este pentru? Domnul Oteanu, așa, da, da, da. Ca o mică informare, aș vrea să menționez că tot primesc întrebări cu serviciul de alimentare cu apă. Suntem, putem spune, pe ultimii metri cu inventarizat, trebuia o dată de Consiliul Local, cu citirea contoarului, actualizarea absolutor, cu actele să le punem la punct și cred că săptămâna viitoare cei de la CRAP vor reveni în comună pentru preluare. Dar după mine consider că cam în 10 zile a trebuit să suntem la fondura. Băi, este necesar, este vară, sunt împântând de bine. Încercați să dormiți cât mai puțin. Și dumneavoastră vin și primarul, să dau un lap, că am de fac gâr. Haideți, hai asta la diverse. Haideți, la diverse. Am de fac gâr. Păi, punctul 7, nu? Punctul 7, da. Proiectul de primire. Nu, aprobare de aduce în modul comisiei de instituția, sanitare, la școala de plasele s-a întâmplat cu prima oră. Deci, ce am prezentat în rectificare? Da, a spus că trebuie cum am răspuns în rectificare privind indicatorii tehnico-economici la lucrurile sanitare. S-a lucrat, bine, sâmbătă, duminică, proiectantul a lucrat, a actualizat indicatorii la lucrurile sanitare. Suma totală a indicatorilor tehnico-economice este de 145.898,02 lei. Suma alocată de inspectorat este de 135.000 de lei. După încheierea contractului o să vedem cât o să fie exact contractul. O fiată. Suma maximă la care... 145, dacă vreau să 35, îmi vorba de 10 ani. Deci, mai ceva de sumă, în funcție de... Deci, până la urmă, executat. Și aplicirii este pentru? Da. Păi, trecem la diverse, nu? Da. Vă rugăm din capul, vă rugăm din capul. Așa, păi, începem de la domnul Ponteanu. Probleme? În dragoste. Așa. Domnul Călin, la diverse am ajuns la bine, da? Am ascultat ce m-am spus. Da, domnul Călin, noi am un proiect, nu știu când am aprobat unui persoană cu societatea asta cu dumneavoastră. Ce să mai... S-a făcut un contract cu ea, dar este o problemă cu iluminatul, cu asta. Cu alimentarea cu apă? Nu, alimentarea cu apă. Da, da. Iluminatul? Iluminatul, cu iluminatul. Da, da. Iluminatul. Nu știi, nu știi, poți pe ăla. Urma mai prost, urmă de pe ăla. Ce vorbim despre? Noi, când solicităm să schimbăm un bec, dacă chem firma, da. Dar
schimbă becuri, aia se uită la kilometraj, dar unele aia se deschimbă, se sporar, 20-30 de becuri, deci într-o zi mi le schimbă pe toate. În rest, ce să vă spun altceva, dacă eu angajez o firmă care să-i dau, știu eu, 15 și mai face și descurcător de vis, ce înseamnă bea, așa cum facem economie, este vară, este ok, după mine, singur care de casă lumea se destumează, ceilalți cu setem, chiar am înțeles noțiunea și, iar vă spun sincer, eram la noaptea în urășirea acasă. Toate becurile stinse la ora 1 noaptea. Au de colo, care până acum dădeau să zic, în urășirea acasă. M-am zis pe timpul de grau. Au luat și ei fac economia. Tot ce nu, bine, că acum cred că îmi zic bani. Deci, efectiv, noi mișcăm ceasul în funcție și de cum se mărește ziua. Acum, acum va fi invers. Peste câteva luni, încep să dăm înapoi, să lungim termenul de aia. Facem economie și chiar se simte, vă spun sincer, plătim de 2000 de lei pe este excelent. Condiții în care plăteam câte 8000-9000. Deci aveți veste de la final de an, în fondul de rulment, veți vedea o sumă care o utiliza unde avem noi nevoie. Domnul Cimotaru? Pentru drumul care merge la Rundu, poate și la Lipitul Cucior. La? Care? Care urcă pe la Rundu? Urcă la Rundu. Am băgat un excavator până pe Rundu. Da, l-am băgat. Sigur, de la Dutării, la Tea de la Pada, Cristina Lumihacea, de acolo, de la Neaba Filizor. A coborât pe partea asta, pe partea. Dar, ce vă spun, avem azi mâine de treabă, care sunt programate și în grup de excavatorul și basculanta și va veni și în grup de excavatorul. Autocredere. Rugăminte personală. Toți consilierii care au probleme în zonele în care dumneavoastră sunteți așa pe fază, solicitați, ne sunați pe mine sau pe domnul viceprimar și necondiționat. Excavatorul trec parcursile, autocrederul, deci unul din punctul excavatoare va fi pe zona asta, apoi unul dubra va capăta și autocrederul în urma punctul excavatorului trebuie unde înfrige. Ca toate drumurile să fie refăcute, să duce lumea, să aducă vânt, să aducă recolta. Deci rămâne valabilă propunerea dumneavoastră de a trebui să fie. Da, nu se va duce. Nu se va domnul primarul în dimineață. Și a fost ploi, vreo două zile până la punct care a început, nu a terminat. Aici am venit la verde și trebuie numai bunul pentru că s-a făcut, intră traporul cu lumea aia. Deci trebuie neapărat de voi, vreau să sunt de. Deci domnul vice, așteptăm că telefonul mea. Vă sunăm necondiționat. Necondiționat primit apel de la noi, ca dumneavoastră, domnul pe uliță la dânsul. Creionat, dacă se poate și un pic de șântuleț, da? Cât de cât pantă spre șântuleț, felul ăsta protejează calmite, acum plouă cu viață și creia, dar de nimic. Băi, ce așa, cu apă, alinezarea, merg în cer. Suntem total nemulțumiți, atât timp cu domnul contabil, tot încercăm căile legale, i-am convocat pe cei 3-4 ori. Sincer, suntem într-o situație aiurea. Avem bani alocați, alte primării alocați, dar nu știu cât să aibă bani alocați și să poată accesa proiectul ăsta și noi avem bani alocați, procedura de achiziție publică, semnate contract și lucrează prost sau foarte prost. Foarte prost. Au puțini oameni, 4 oameni și un inginer care baluine, baluine, nu se poate termina anul ăsta și îmi pare rău. E, vă spun, i-am convocat. Bă, că nu au... Nu se poate să-l convocăm, au trebuit de contrație. Avem adrese făcute 6-7. Israel, îi convocăm, ce scuze că am intervenit? Îi convocat, au din Consiliul pe acești 4. Noi să le cerem să facă până pe etat, până pentru că s-au întins, tu și n-am făcut de fapt nimic. Dom'le, hai să rezolvăm cu temelie, hai să rezolvăm cu pătinat. Ce vă spun cu certitudine, au încercat să facă acum cu o etapă de așa, de plată, nu le se merge. Plata depinde de mine, până nu-i văd pe toți 3-4 ori aici. Și chiar vreau să convoc la o aveți de tată. Așa ar trebui să judecăm aici, cu fraților, ce aveți de gând?
ori renunțați, ori să punem altă firmă serioasă, ori să ne lese în pace, ori să accelereze, să aducă mult mai mulți oameni cu utilaje să termine lucrarea până la sfârșitul anului. Dar cam asta cum vă uitați? Dar de lucrare. N-au făcut niciun sfert de lucrare. Din 24. N-au făcut 25% din lucrare. Îl ascultăm. Cu coordinata văd că sunt investiții foarte multe. Din câte am văzut. Și drumuri foarte mult se investește. Dar eu rugămintea mea este ceea ce este investit să încercăm să ne întreținem. La școala coordinata, gardul ăla trebuie un pic refăcut. Eu am mai spus treaba asta. Nu știu, vopsea, o clasă, două de gard. Pus acolo că deja și numai cai. Haos, măcar să rămână ca un parc pentru copii sau ceva, nu, cai cu asta. De-acu' 2 ani am spus de gardul ăla. E jale. Da. Da. Și la investiții sunt mulțumit, pentru că dinata s-a prins suficient, cu toți, cu situații de urgență, foarte mult. Las că mai din bani, acum aș putea. Stai bine, domnule, stai bine acolo, nu trebuie să iau de bani. De coci, de așteptăm cele două poluri. Domnul Bațăru, expert la cele două poluri. Au venit de la Consulteța, prefectul de situație de urgență la Petru. Suntem prinși cu cele două podețe. Trebuie să neapărat refăcute. Ne-au alocat o sumă de bani, care o să vă spun aici, și au recomandat o expertiză tehnică la cele două podețe. Domnul Bațăru are dispoziție de data de atunci. Ambele poduri. Nu? La podul la Temelia este prins a tot prin situații de urgență, domnul Florin. Podul, dar aici au refugitura lângă podul Bene. Au 25 de miliarde, 2.500.000. Să vedem cât bani s-a luat, deci am văzut că acolo nu de teren. Dar podurile de la coordinata, ca să nu alucăm bani de la voi, prin situații de urgență le facem. Tot acolo, coordinata, vă promit că chiar și săptămâna asta, vom mai face drumuri, inclusiv ieșirea la Islas. Domnul viceprimar și-a notat săptămâna viitoare, cel târziu miercuri, vă sună să vă spună că are făcut gardul la școală. Altă variantă nu există. Haideți și la terenul de școală. La coordonată au refăcut la școală. La școală coordonată au făcut siglurile acolo. Știți că purgea nu? Le-a făcut un de serviciu. Le-a făcut un sigur. Da, domnul, da. Ne-a Andrieșu. Le-a făcut un de serviciu. Le-a dat de la le-a făcut un domnul. Acolo o să fie problemă de acum școală. Că băiatul care era la fost om de servici Brânduș, îl prestăsăm la social. I-a chemat soția la instruire acum la forțele de muncă. Dacă refuză locul de muncă în urma instruirii care a fost, pierde și social. Și cred că este convins să ne facă muncă. Degeaba, el săracul se ducea și când avea nevoie cu votarea, cu aia făceau curățenie, mai îngrijau, avea cheile de acum, dar de orientat în altă parte. Domnul Florin Dodinilor, din data se orientează la un gospodar care și se posească acolo, să aibă o leacă vizită să nu se strice, iar cu un cred eu că pentru Păltinaca am făcut comandă de materiale la terenul de sport, să facem porți, gard împrejmuitor, sincer vă spun, acolo s-o oferim arțelor, nu vrea putere din Anglia, de oameni, noi să ne zicem material, el va turna cu 10 sarticiment, doar stâlpi și va face gard. Deci pentru continuarea terenului de sport ar fi rezolvat. Uite, chiar mă bucură procurarea noastră și să știți că și eu țin la lucrul ăsta. Ne rămân 400 și ceva de milioane, 450 de milioane, 45 de milioane lei. Haideți, 5 consilieri, vă rog să propuneți un proiect de vădăune care am zis să luăm și voi. Niște tobogane și copiii noștri, uitați cu curte la Dumbrava. Domnul primar, referiți-vă la acea, ce spune care de vă spun, după aia vreau să dați răspuns, asta vreau. Încercați la aceste clădiri care sunt nu abandonate, închise. Ies din gora de clădirea de la capăt, da? Îmi cer scuze că am intervenit cu Pătrășcaniu. Cu Pătrășcaniu și temeri Păltinat, da? Aveți oameni la ajutorul social. Dați-le, domnule, în pază și ordine și contați la pază și el să nu iasă de clădirea asta. Nu. Mai puțin, nu se poate muta peste el. Lasă-o cosească,
sunt reținut. Dar e posibil, le aranjez, vă faceți probleme. Vine ajutorul social, vine trei, nu au nici atât de probleme. Domnul Calin. Hai, domnul Calin. Nu v-aș recomanda să fii șeful peste oameni, nici oameni la ajutor social. Haideți că am și o singură întrebare, da. Pentru că studentul va veni în Craiova și va prelua putrebuit. Cam cât ar dura așa? Ca să știm, adică mai întreabă cineva, domnule, cât durează. Nu e o săptămână, 20 zile, 20, o lună. La tot ca un termen, la mine, de 7-10 zile. Răspunsul vi-l dau, acum, după o dată de consiliu local, care am trecut cu inventarul. Le transmitem toate actele la CRAP și ei ne stabilesc ziua în care vor veni pentru preluare. Avem comisia stabilită, discuție de primar, din partea primăriei pentru preluare. Să se dăm o hotărâre de Consiliul Local. Bănesc, o să facem de îndată. Și noi, puneți în sensul că din partea primăriei vor trebui cel puțin 5-7 oameni și dat o hotărâre de Consiliul Local, fiindcă este patrimoniu. Da. Nu se pune problema de predare. Răspunsul este doar asta. Ca să se rezolve, că așa dacă durează 1, 2, 3, așa este. Eu vă spun singur lucru. Cei de la CRA, prima dată când au venit, erau foarte reflectat. Și domnul Cotazul și domnul Marțelu și noi am simțit o reticență. Ei nu prea aveau de gând să ne preia. Că nu prea le-ar conveni. Poate știu eu ce relații au și cei de la RASA. Dar după vizita în teren, au spus, domnul, uite la lucru. Totuși n-ar fi atât de multe probleme ca să nu îi putem prelua. În condițiile în care noi avem acum și astea lucruri care mai lipsează. Sunt condițiile clare îndeplinite să putem preda lua. Vă pot informa și o să spun pe Facebook, vă pune și niște afișe, chiar și data când și ne preiau. Dar ne preiau la prețul de CRAP pe metru cub, nu la prețul de 4,91 lei, cum vrea rata. Domnul,